Femeia a venit din București la familie în orașul Moldova Veche din Caraș Severin. Duminică seara, după ora 20, a vorbit pentru ultima dată cu sora ei la telefon. La un moment dat au pierdut legătura, iar femeia i-a trimis un mesaj la care victima nu a mai răspuns. Familia a așteptat-o în zadar, a sunat și la poliție și a sperat că a noptat la o pensiune în clisura Dunării. Dar de dimineață, îngrijorată, a pornit să o caute. Au fost alertați și polițiștii de frontieră care au pornit căutările cu o barcă. Polițiștii de frontieră mehedințeni, în timp ce se aflau în misiune de patrulare cercetare a zonei de responsabilitate, au observat în dreptul kilometrului fluvial 993 din localitatea Zvinița un autoturism căzut în apele fluviului Dunărea. Poliția de frontieră Mehedinți a luat imediat măsura informării Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, a Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și a Căpitaniei Orșova pentru luarea măsurilor legale ce se impun. La locul intervenției au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la ISU Mehedinți, inclusiv scafandrii. Pompierii au coborât pe cordeline la 10 metri până pe malul fluviului, iar când s-au apropiat de autoturism, care era la 7 metri de mal, au observat victima în mașină. Scafandrii sunt cei care au găsit-o pe fată. Din câte am înțeles, 33 de ani, vă dați seama. Venea de unde? Știi de unde venea? Unde... Și că venea de la Orșova, să ducă la Moldova. 15 metri. 15 metri. Da, sunt. De aici, de pe mal, da? Sunt până jos, unde e mașina băgată în, acolo, în Dunăre. Intervenția a fost destul de dificilă, fiind vorba de autoturism căzut în apă și timpul pe timp de seară. A fost scoasă victima de către scafandrii și preluată de medicina legală. Polițiștii au declanșat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. Cel mai probabil, femeia a derapat pe zăpadă, nu a mai putut controla autoturismul și a plonjat în fluviu. Cum apa era rece ca gheața și probabil s-a și lovit în timpul căderii, nu a avut nicio șansă să se salveze.